Numele Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu a ajuns din nou pe buzele unor mari profesori și conferențiari universitari în cel mai mare concurs național de chimie, CNN Nițescu, la care participă vârfurile acestei discipline din întreaga țară. De la Colegiul Băcăoan au concurat 3 elevi, toți pregătiți de profesorul de chimie Mariana Rosenshine. După 2 zile de competiție acerbă, aceștia s-au întors acasă cu premii importante. Marius Stoian, elev în clasa 10-a, a luat locul 3 la proba de chimie anorganică, Cătălin Anghel, elev în clasa 11-a, s-a clasat și el pe locul al 3-lea la proba combinată, iar eleva Carina Diana Buldigău, bobocel de clasa a 9-a, a reușit performanța de a se situa pe locul 14 din 24 de concurenți. Modești, timizi, dar și muncitori și dedicați studiului chimiei, elevii de la Vrânceanu sunt mândri că au reușit ca numele lor și a colegiului în care învață să ajungă din nou pe locuri fruntașe. Am reușit să stăm de vorbă câteva minute doar cu Marius și Carina, pe care i-am găsit, bineînțeles, în laboratorul de chimie al școlii. Cătălin era deja la ore, unde avea de susținut o teză. Am participat la concursul național de chimie Costin Denenițescu, care a avut loc la București, perioada 17-19 noiembrie, săptămâna trecută, care am fost medaliat cu bronz, locul 3. Cât de greu a fost? A fost destul de complicat, având în vedere că subiectele sunt făcute de profesori universitari, unul dintre cei mai buni din țară, și colectorul a fost de asemenea tot de acești profesori care au propus subiectele. Nu există favorit, ei nu interesează ce nume are, din ce școală face parte, cât a scris, ce idee a avut. Asta contează pentru ei, să vadă, să scoată elita țării la chimie, pentru să pregătească elevi și ce în ce mai bun pentru a putea avea un viitor, mai bine viitorul chimiei țării noastre. Te speria concurența? Sincer, puțin la început, având în vedere că am mai fost și anul trecut și la națională și am văzut că mulți care au concurat cu mine la națională sau au scris și la concurs ăsta, m-am gândit că voi avea concurență serioasă. Dar am reușit să întreg multă lume la națională. Ce înseamnă chimia pentru tine? Chimia e un drum foarte bun spre viitor. Multe lucruri se axează acum pe chimie. Lumea care o vedem în jurul nostru are la bază chimia, tot. Împreună și cu fizica, împreună funcționează, fac ca toată natura să-și aibă rostul, rolul. Asta e un lucru impresionant, să cunoaștem legile naturii care guvernează universul. Te vei opri aici? Nu, nici pe departe. Încerc să fiu primul. A fost primul concurs de chimie, până acum am participat numai la olimpiadă și a fost un început, pentru că nici n-am mai fost și a fost o experiență. Un rezultat bun pentru început. Cum îl vezi? Da, având în vedere că am participat și cu elevi de clasa 10-a, sunt mulțumită. Te vei opri aici? Normal că nu. A fost un concurs dur, greu, la care au participat elevi de liceu pe 3 categorii, indiferent de anul de studiu. Subiectele au fost pregătite de conferențiari și profesori universitari, iar președintele juriului a fost nimeni altul decât profesorul doctor inginer Sorin Roșca, președintele Societății Naționale de Chimie. Cele 3 premii obținute de elevii băcăoani confirmă încă o dată faptul că la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu se muncește continuu pentru performanță. Pentru liceul nostru, acest concurs înseamnă provocare în fiecare an. Elevii își doresc să participe la el și mai ales să vină cu rezultate. Este primul concurs din seria concursurilor din acest an și înseamnă o nota bene pentru olimpiada viitoare. Noi am început pregătirea chiar imediat după olimpiada din anul școlar trecut și rezultatele acest concurs reflectă pregătirea copiilor. Câtă muncă este în spate? Chiar asta vreau să întreb. Este munca de vară plus munca din weekendurile pe care le avem mai libere, de multe ori și în alte zile lucrăm. Este muncă și a copiilor permanent. Vedeți și din partea lor această dragoste pentru este disciplină? Dacă ei nu ar fi interesați, profesorul nu poate să facă nimic fără copii. Nu. Copiii sunt interesați, sunt dornici de rezultate, se aliniază la muncă, lucrează în echipă și este un lucru extraordinar. Concursul Național de Chimie a fost organizat de Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Ministerul Educației și Societatea Națională de Chimie. Următorul concurs, pentru care elevii băcăoane au început deja să se pregătească, este Olimpiada Națională de Chimie, care va avea loc în luna aprilie a anului viitor.